Proclamația de independență a fost votată de Parlamentul Vechiului Regat la 9 mai 1877, fiind semnată și promulgată de Principele Carol I, a doua zi pe 10 mai. Motive suficiente ca fiecare dintre aceste date să aibă susținători. Între 1877 și 1947, până la abdicarea regelui Mihai I, ziua de 10 mai a fost sărbătorită ca declararea zilei de independență a României. După 1947, comuniștii au interzis să se vorbească de regi, monarhie, regi, regine. Noi putem spune că suntem într-adevăr demni urmași ai Partidului Comunist Român. Disputa s-a transformat rapid într-o luptă de orgolii între istoricii din Parlament. Nu a contestat nimeni valoarea simbolică și istorică a datei de 10 mai. Dar nu putem veni aici să schimbăm istoria prin legi și decrete. Riscăm să comitem noi, Parlamentul de astăzi al României, o nouă eroare pe care un parlament de la începutul anilor 90 a comis-o atunci când a făcut tema aceasta, care nu are semnul esențial, semnul de putere, coroana de oțel scoasă de pe capul vulturului. Alții aleși au susținut punctul de vedere al specialiștilor. Este a nu știu câta oară când ne facem că nu înțelegem cum a arătat istoria țării astea. Faptul că are o legătură ziua independenței cu ziua regelui, probabil, că duce la toate lucrurile astea de neînțeles. Propunerea legislativă a adunat doar 162 de voturi pentru din cele 191 necesare. Proiectul de lege organică a fost repus în plen pentru vot în sesiunea viitoare din toamnă.